Tânărul român, în vârstă de 25 de ani, luat de viitură în Italia, este de negăsit după 3 zile de căutări. Trupurile celor 2 fete care îl însoțeau, tot românce, au fost descoperite ieri. Povestea celor 3 tineri a făcut înconjurul lumii, iar ultimele imagini cu ei în viață îi surprind îmbrățișați, încercând să facă față șuvoaielor puternice în care au fost prinși. Cătălina Buzoianu, corespondent Antena 3 CNN, vine cu mai multe informații. Cătălina, imaginile sunt absolut dramatice. Cristian este căutat în continuare. Ce spun cei din Italia? Bun găsit tuturor, deși șansele de supraviețuire sunt aproape de zero. Autoritățile din Italia au anunțat că au reluat căutările și vor face tot ce le stă în putință pentru a găsi cât mai repede trupul lui Cristian. Deocamdată acesta este în continuare de negăsit. Celelalte 2 tinere însă au fost recuperate, trupurile celor 2 tinere au fost recuperate, se aflau în zona din Aval, de mica plajă, unde de altfel cei 3 au fost luați de valuri sub podul Orsaria. Patricia avea 20 de ani și era la Academia de Arte Frumoase din Udine, iar Bianca venise în Italia pentru a petrece câteva zile alături de părinții ei, care de asemenea locuiau în Udine. Cristian, care era de altfel iubitul Biancăi, venise și el acolo și împreună plecaseră într-o excursie unde voiau să facă fotografii și să petreacă timp împreună, să se bucure unul de celălalt. Cei 3 s-au întâlnit, au plecat în excursie, însă apele învolburate i-au surprins pe cei 3, care au rămas blocați într-o adevărată îmbrățișare disperată pentru a încerca să contracareze puterea apei, în timp ce pompierii care ajunseseră la fața locului încercau să-i salveze. De altfel, au aruncat o scară peste râu, au aruncat frânghi, însă din păcate niciunul dintre cei 3 tineri nu a reușit să se prindă de ele. Cei 3 au fost pur și simplu înghițiți de ape după ce au fost de altfel surprinși și de creșterea bruscă a nivelului acesteia. În momentul în care pompierii au ajuns în zonă, speranțele de a-i mai intercepta pe cei 3 tineri erau minime. Așa cum vă spuneam, în momentul de față, Cristian este în continuare de negăsit, dar este căutat de autoritățile din Italia. Îmbrățișați în fața viitorii, așa au titrat ziarele din peninsulă povestea cutremurătoare a celor 3 români luați de ape în zona Udine, Bianca Doros, Patricia Cormos și Cristian Casian Molnar. Toți cu vârste de până în 25 de ani au rezistat cât au putut în fața furiei puhoaielor. Acestea sunt imaginile cutremurătoare în care cei 3 tineri români se îmbrățișează în încercarea de a nu fi luați de apă. Sunt și ultimele momente când au mai fost văzuți în viață. În scurt timp au fost luați de torentul puternic. După alcuni minuti che loro sono arrivati, vengono sorpresi dall'acqua, pompiere che era basso, ha comunicato con loro del pompiere che suggerisce ai 3 ragazzi di abbracciarsi, di stare insieme per fare massa critica, in modo per far forza contraria alla corrente. În a 3-a zi de căutări, salvatorii au făcut descoperirea de care se temeau. Trupurile neînsuflețite a 2 dintre cele 3 persoane declarate anterior dispărute au fost găsite, fiind în desfășurare operațiunile de căutare pentru găsirea celei de-a 3-a persoane. De asemenea, în urma informațiilor transmise de către autoritățile italiene, MAE confirmă cetățenia română a celor 2 persoane decedate. Trupurile fără viață ale celor 2 fete au fost găsite la aproape 1 kilometru de locul în care au fost luate de ape. După aflarea veștii că cele 2 tinere nu mai sunt în viață, sute de oameni impresionați de tragedia românilor au transmis mesaje de condoleanțe. Patricia Cormos, în vârstă de 20 de ani, era în al 2-lea an la Academia de Arte Frumoase Tiepolo din Udine. Bianca Doros, de 23 de ani, sosise din România cu doar câteva zile în urmă pentru a petrece o perioadă de timp cu părinții ei care locuiesc la Udine. Salvatorii au dus o luptă contra cronometru în ultimele zile, iar misiunea lor nu s-a terminat. Cristian Casian Molnar, de 25 de ani, iubitul Biancăi, nu a fost găsit nici până în acest moment. El sosise în Italia cu câteva zile înainte de tragedie, după un sejur în Austria la fratele său.